Părinții nu s-au înghesuit să-și înscrie copiii la orele remediale. Miercuri ar fi fost ultima zi în care s-au făcut listele cu doritori, potrivit unor surse din Inspectoratul Școlar Olt. La ora 17 erau doar 17 copii înscriși pentru recuperarea materiei. Ministerul a prelungit însă perioada de înscriere pentru a veni în sprijinul părinților, astfel că astăzi, la ora 12, potrivit acelorași surse, numărul celor înscriși la orele remediale ar fi ajuns la 1200. Sunt școli din mediul rural unde nu s-ar forma grupele de câte 12 elevi, lucru ce ar necesita mutarea lor în alte unități din alte localități, idee respinsă cu vehemență de părinți. La școala din Brâncoveni, 20 de elevi s-ar înscrie în criteriile programului, dar părinții au refuzat ca ei să participe la orele remediale. Părinții au fost anunțați de către diriginți cu privire la aceste ore remediale, dar au refuzat să depună o cerere de înscriere în acest program, deoarece nu vor să-și trimită copiii să recupereze aceste ore în alte unități școlare, având în vedere că la noi în unitate nu se formează o grupă pentru orele remediale. La nivelul unității noastre școlare există 20 de elevi cu situație școlară neîncheiată. Situația se repetă în cazul mai multor școli, inclusiv din orașe. Una dintre unitățile de învățământ unde se vor face ore remediale este școala numărul 1. Aici sunt printre cei mai mulți elevi înscriși. Majoritatea nu au participat la orele online din cauza că nu dețin dispozitive electronice. Cam câți elevi aveți înscriși la orele remediale? 39 de elevi, 25 la ciclul primar și 14 la ciclul gimnazial. Toți aceștia nu au intrat în orele online? 38 sunt care nu au intrat și unul cu situație școlară neîncheiată. Elevii vor recupera materia predată în semestrul întâi. Orele remediale vor fi susținute după orele de curs, iar potrivit Ministerului Educației, luni ar trebui să înceapă acestea. La școala numărul 1 din Slatina, părinții au fost foarte încântați ca elevii să poată recupera orele pierdute. Au acceptat cu cea mai mare plăcere pentru că, ținând cont că a fost o perioadă destul de grea, nu au avut nicio posibilitate din punct de vedere financiar să-și achiziționeze un echipament, atunci pentru ei a fost ceva benefic. Programul Școală după Școală este un program pilot și va începe pe data de 8 martie. La orele remediale nu pot participa decât elevii ce se încadrează în anumite criterii, iar grupele formate nu vor avea mai mult de 12 elevi. Aceștia au dreptul la 5 absențe, iar profesorii vor fi plătiți pentru aceste ore remediale.